capace meșterul de la. Asta știți ce este? Da, eu sunt Mihail. Și mai nou sunt în lumea asta, nu știu cum să-i zic, online. Am ajuns accidental în lumea asta și în continuare accidental sau pe aici. Primul blog mi l-am făcut eu să vorbesc despre partea asta, SEO pe WordPress, care are legătură destul de mult cu blog. Primul blog l-am făcut cu întârziere pentru că un amic din liceu tot îmi spunea, mamă ce tare să stai blog, mie îmi se părea foarte complicat când am văzut cu WordPress cum să-ți instalezi o nebunie de genul ăsta. În fine, am ajuns după câteva luni să pot să-mi instalez un WordPress, să instalez plugin-uri și teme și așa, acum mi se par foarte simple, înainte mi se părea ceva genul, unde sunt oamenii aia tehnici ca să-i rog să-mi pună și mie un plugin sau ceva de genul ăsta. Am văzut asta un SEO pe WordPress, o să fie foarte practică, da? Deci este basic, este ceva rudimentar, pe înțelesul meu, dar cu exemple foarte practice. Există o pagină pe Google, puțin probabil outdated din anumite puncte de vedere, am și pus un disclaimer în prezentare, că știu că primiți prezentările, am pus link-ul, dar am pus și un disclaimer, informațiile vis-a-vis de cum calculează Google și ce este important pentru Google se schimbă în permanență. Și da, tu poate ești așa same, dacă nu lucrezi la Google, nu știi care sunt ultimile exact ca atare. Dar e o pagină în care sunt foarte multe tipuri de informații la care se uită Google. Ok, și să zicem, aici am mers doar pe niște informații, da? Că este hot, că este cold, că este whatever. Da, deci, de exemplu, aici vorbim despre cuvintele cheie, da? Cum se uită Google la ele, cuvintele cheie în URL, cuvintele cheie în domeniul pe care ți-l... Wow, wow! Acum asta înțeleg că se aude. Dacă vorbesc așa, se aude? Nu, e ok. Teoretic, microfonul era ca să se transmită live, știi, dar deocamdată avem probleme cu transmisia. Deci am nevoie de microfon? Da. Am nevoie de microfon? Ok. Bun. Deci, astea fiind niște informații pe care, să zicem, Google le prelucrează, cuvintele cheie în URL, cuvintele cheie în domeniu, cuvintele cheie în titlu, am... Așa? Băi, omule! Bă, ce-au ăsta, așa? Am început să iau frumos bucățele din WordPress, da? Deci ăsta este efectiv stilul de caz aplicat pe WordPress. Mi-i lăsă mult acolo să pun mâna pe ecran. Nu-i cu sa. De aia e mult. Ia mâna, bă! Ai acolo și un pointer care e... Poți să fac cu el? Poți să faci, da. Da, poți să? Da. Poți să fii și stai? Hai să faci, poți. Lasă-l, frate! Nu ăla, nu ok. Asta este, da, deci aici este un URL care se vede în adresa de browser. Și aici este o funcționalitate destul de utilă din blogurile pe WordPress. El by default, da, un link, când îți instalezi un blog WordPress, vine cu o formă ceva de genul ăsta. Post egal, cât o fie. Voi vedeți ceva acolo? Da. Ok. Nu că e de aici, nu vă dat de mine. Ideea este că asta este o funcționalitate foarte importantă în momentul în care aveți un blog pe WordPress sau ceva de genul ăsta, să o customizați. Este o secțiune permalink, se numește. Dacă lăsați așa, link-ul o să arate, în loc de blogul îi prezintă SEO pe WordPress, o să arate pe egal numărul postului. Și de-aia este bine să puneți ceva de genul ăsta. Asta pentru că încep să apară cuvintele cheie, oricât de puțin ar conta, 0.00x, da? Contează și asta. Ca anumite cuvinte cheie, cuvinte cheie care sunt importante pentru blogul meu, cum ar fi de exemplu WordPress sau cum ar fi de exemplu SEO sau Blogway, apar inclusiv în URL. Asta ce mai asta este... Astăzi, în drum spre, ce veneam spre această prezentare, am intrat pe un site pe telefon și era un link de la Olivier.
în care un nene care probabil era specialist, sigur este specialist pe WordPress la nivel whatever, worldwide whatever, something like that, desfința acest plugin. În momentul în care am citit acel post de blog, am zis, ok, eu ce să fac cu slide-ul ăsta? Bine, ce m-am decis să fac este să nu intru prea mult în detaliile all-in-one SEO, ci să vă zic că dacă vreți, într-adevăr, să customizați acest plugin la un moment dat pe un blog WordPress, să mai întrebați și niște oameni care știu SEO. Da? Că el, by default, nu vine cu cele mai bune opțiuni preinstalate. Da? Vine cu niște chestii default, ca și Windows-ul. Vine cu niște lucruri care poate nu le vreți. E, și ăsta. Vine cu niște lucruri pe care poate nu le vreți. Hai să spunem două dintre ele. Hai să spuneți două dintre ele. Cine este pe WordPress SEO bun? Să le spun. Eu nu pot să le zic. Ai spune-le acum. Unul dintre lucruri este că are două bife care nu, pentru a nu indexa tag-urile din și arhivele. Și documentele din arhive și tag-urile din arhive. Corect? Asta e unul dintre ele. Și trebuie să le debifați. Asta e primul hit. Să le debifați. Pe default, pe varianta standard, în varianta standard, sunt bifate, nu indexa tagurile din arhivă și tagurile, cum e, când nu știu, categoriile. Nu, care e ideea? Cel care l-a făcut s-a gândit să nu indexeze chestiile astea pentru a nu genera conținut duplicat. Dar Google oricum știe să dea seama care e duplicat și care nu e. Și în felul ăsta e posibil să pierde spațiu. Numărul, ca volum de pagini indexate, nu mai are, pentru că trebuie să spunem nu indexați pagini categorie din activ. Da, mă trebuie să spunem foarte mult din activ. Doi. Exact. Cred că default, titlurile sunt scrise, ai putea să modifice. Da. Ce este important, dar este un plugin care poate să ajute, poate să vă aducă niște beneficii. Am vedere că WordPress a dezvoltat în ultima vreme puțin mai rapid decât niște plugin-uri. Una dintre funcționalitățile pe care acest plugin le are nu mai sunt neapărat necesare. Ai o întrebare din public. Înainte de a începe să spunem despre, hai să zicem ce este un plugin, dar cum vă puteți gândi exact așa, ce e un plugin? E important, pentru că sunt unii care... Ce este un plugin? Poezie. Da? Deci WordPress este ca Windows, da? Este o aplicație care oferă anumite funcționalități. Și pe Windows, dacă vreți să aveți un editor de text mai profesionist decât Notepad sau decât WordPad, instalați Word-ul sau varianta Fortran pe care o știți sau nu o știți. Bun. Pluginurile sunt la fel ca tot așa, niște mici aplicații care oferă funcționalități suplimentare aplicației de bază. Da? Deci un plugin este o aplicație care oferă ceva în plus. Fie că îți oferă un modul de newsletter. Da? Deci, by default, WordPress-ul, de exemplu, nu vine cu așa ceva. Poți să instalezi o mică aplicație care numește plugin și în momentul ăla ți-o customizezi și oamenii poate să subscrie cumva și la newsletter pe site-ul tău. Sau vrei să dea share ușor pe Twitter sau pe Facebook. Tot felul de funcționalități. Asta este tot o funcționalitate care modifică cumva structura paginii. Google nu se uită la, nu știu, n-am aici o pagină, da? N-am o pagină, asta este. Google nu vede paginile tot timpul așa cum le vedem noi. Da? Nu vede frumos layout și toate cele, dar se discuta și mai devreme de CSS și de lucruri de genul. Da? Google cumva se uită în spate. Dacă sunteți curioși în Firefox, puteți să țineți minte, dați click dreapta într-o pagină, View Page Source. Da? Pentru cei care n-au făcut chestia asta niciodată. În momentul ăla o să vedeți cam ce vede Google. Așa arată o pagină pentru Google. Un plugin de genul ăsta ajută la inserarea unor informații care să fie mai clar structurate și mai ușor citite de către Google. Da? Să nu fie cumva pierdute. Da? Să fie foarte clar menționat. Sunt niște chestii, numesc meta, bla bla bla, nu intru în detalii, pentru că nu sunt specialist și nu vreau să intru unde nu știu chestii. Intrați voi după ce termin eu cu prostiile, începe și ziceți voi, ok, aia n-a fost bine. Bun.
Asta, da, deci poate să fie ceva ce să aducă valoare adăugată din punct de vedere al optimizării posturilor, paginilor, arhivelor și toate lucrurile pe care le aveți voi pe blog. Ok, am și o întrebare. Poftim? Din chestia asta de plugin-ul ăsta care l-am văzut și eu, poți să ai un control al densității cuvintelor? Al ce? Al densității cuvintelor. Adică Google-ul ține cont de ce URL-uri ai tu comparativ cu concurența, da? Dacă nu poți să controlezi decât... Ăsta poți să folosești la fel pentru toate categoriile, nu? Care le ai în joc. Este o întrebare la care nu am răspuns. Da, dar nu-ți oferă o putere foarte mare în a-l personaliza asta pe acest. Ba da, selectiu, title separat, descriere separată, poți adăugi da. Keyword. Și pe un algoritm, și pe un algoritm. Și pe un algoritm, da. Deci nu știu, mie mi s-a părut oarecum greoi în a-l personaliza pe fiecare categorie. Odată și trebuie exact ce ai dat primul exemplu în care ai primul exemplu. Păi, dar și aici e același lucru. Da. Practic, aici este asta e funcționalitate pe care o permite WordPress, de exemplu, în momentul când scrii un articol, da, poți să editezi, aici are o funcționalitate specială de editare, efectiv, a link-ului pe care el îl generează. Deci dacă tu vrei, aici poți să adaugi cuvinte în plus față de titlul pe care el îl generează. Deci el generează aceste cuvinte în URL. Tu aici poți să mai adaugi sau să scoți. Câteodată poți să scoți, consider că sunt irelevante poate data. Și atunci le scoți. Mai mult de atâta, mai sunt tot felul de lucruri pe care e bine să nu le ai într-o cantitate foarte mare. Deci URL-ul e bine să nu fie foarte lung. Este bine să nu aibă foarte multe liniuțe de genul ăsta. Și atunci tu aici poți să intri și să le editezi. Dar asta deja spune la dispoziție WordPress-ul. Nu ai nevoie de un plugin. Deci aș putea cumva să nu intrăm în discuții prea avansate generale despre plugin-ul ăsta. Ce am vrut să menționez pe el că poate să aducă niște beneficii. Cine vrea poate să și-l pună, dar în momentul în care vi-l puneți pe blog, plugin-ul ăsta, All-in-One SEO, să întrebați un specialist pe SEO. Dacă nu sunteți siguri, mai bine nu-l puneți. Da? Deci el, la un moment dat, poate să aducă cumva minus în loc de plus. Dacă nu aveți pe cine să întrebați, mai bine nu-l puneți. Bine, Olivian poate să vă câteva hituri apunte aici, vis-a-vis de câteva... Doar două chestii. Să scoateți, are o... Le-am zis. Deci să scoateți chestia cu nou index, dacă nu lăsați indexul, nu poate să fac mai mult bine. Bun. Deci, acum... Ce am discutat până acum a fost partea dată de cuvinte cheie care am zis că se regăsesc pe de-o parte în URL, pe de altă parte poate să fie și cuvinte cheie care sunt asociate homepage-ului. By default, WordPress-ul vine și cu aceste două funcționalități, home title se poate să pună titlu și home description. Dar din câte știu eu nu are keywords. Și aici poți să adaugi niște cuvinte cheie care să poată să fie asociate cu site-ul tău, care să știi că, într-adevăr, alea sunt cuvintele cheie. Ăstea nu te ajută doar ca să le scrii aici, ci te ajută ca să le ai cumva și stabilite pentru tine, să știi care sunt cuvintele cheie care vrei să fie cât mai prezente în articolele pe care le scrii în momentul în care îți promovezi site-ul pe niște directoare web sau tot felul de alte lucruri. Deci cumva ești un exercițiu care te ajută pe tine să știi care sunt cuvintele respective. Aici v-am zis, este partea de URL unde se poate customiza, se pot scoate cuvinte pe care nu le considerați relevante. De exemplu, aici, deși se numește Blogway, prezintă SEO pe WordPress, link-ul poate să fie Blogway, liniuță, SEO, liniuță, WordPress și atâta. Pentru că astea sunt cuvintele pe care le consider cu adevărat relevante, este link-ul mai scurs, mai puține liniuțe și asta face link-ul mai relevant. Din câte am înțeles. Și există și un plugin care scoate slaburile astea. Da. Și există un plugin care scoate toate cuvintele de legătură, astfel încât să... Da. Deci există, dar nu funcționează prea bine în română. Dar există un plugin și pentru asta. Ei au gândit plugin-ul pentru orice. Puteți face și voi un plugin, dar... Oricine poate face un plugin, dar știe programare. Deci orice programare. Dacă nu știe. Dacă nu știe, poate să facă.
Plugin-urile astea două secunde pun în separare mai de Pluginurile pot fi instalate pe WordPress numai atunci când ai blogul pe propriul, pe propriul tău domeniu. Exact, exact. Deci dacă ai nume WordPress.com, nu o să ai. I think my site la blog, la merge, nu? La WordPress, dacă... La WordPress nu merge, dar la Blogspot merge. Merg toate pluginurile. La Blogspot nu există. Da, deci practic aceste plugin-uri le poți instala în momentul în care tu ai autonomie maximă. E ca și cum, nu știu, e o diferență între un calculator Windows când ești într-o multinațională și există un sistem administrator, da, și el practic nu te lasă, ci trebuie să ți le instaleze el, și în momentul când ai Windows-ul tău acasă, frumos, și atunci spui ce prostii vrei, virusezi cum vrei calculatorul și chestii de genul ăsta. La fel faci și aici. Poți să spui chestii bune sau poți să spui chestii care nu-ți fac atât de bine. Poftim? La blog-ul. La blog-ul deocamdată nu este. Nu pot să-mi dezumără? Deocamdată la blog-ul, dacă s-a pus... Da, o să vorbesc și despre blog-ul, dacă s-a pus întrebarea asta, dar n-am făcut o prezentare. Blog-ul ia să... Da, deci hai să vă zic câteva cuvinte, da, despre blog-ul. Blog-ul este un serviciu care îți permite să cumperi un domeniu, să zicem mihailmușar.ro, să nu cumpărați, da? Deci, nu este cumpărat, să nu cumpărați. Nu de atât, dar eu nu-l cumpăr înapoi de la voi. Da, eu nu-l cumpăr înapoi de la voi. Pot să vorbesc cu colegul, mai am un coleg pe care cheamă Tomi Haimușa. Așa, deci te duci și cumperi în mod normal. Haideți să vă fac așa o chestie. Era la bonus. Deci undeva... E cel mai ușor așa. Da? Cum pot avea un blog WordPress pe domeniu.ro? Alternativa 1. Înregistrez un domeniu de unde vreau eu, de la ce registrare vreau. Găstuire la o companie de hosting. Deci mi-a cumpărat un domeniu, după aia caut un serviciu de hosting, care poate să fie unul din cele multe disponibile. După care, trebuie eu să mă prind cum să downloadez arhiva de pe WordPress.org, să o instalez la acest serviciu de hosting, să-mi dea acces FTP, să mă prind eu cum se instalează plugin-uri, teme și na. Da? Deci asta este alternativa 1. Alternativa 2, care este în stadiu beta, se numește blog-ul. Și fac ceva de genul, așa cum se vede și aici, da, în întregime, înregistrez un domeniu pe blogway.ro. În momentul în care înregistrez un domeniu pe blogway.ro, ai automat toate aceste chestii. Mai puțin, așa cum am spus, posibilitatea de a instala chiar orice plugin vrei. Pentru că aceste lucruri mai necesită dezvoltare și la un moment dat o să le avem și pe astea. Dar sunt niște lucruri care, din punct de vedere al securității, când ai un număr foarte mare de clienți așa, trebuie să fii foarte precaut. Ei, și în momentul ăsta nu se poate. Deci asta face blogul. Da, pe blogul poți să ții un domeniu cu WordPress pe el, instal. Așa. Deci cam asta. E ok? Putem dar una puțină. Care e diferența de preț între ora? Corect. Da. Deci, nu cred că, adică, blogway nu a fost, asta o să, și cu asta închid subiectul, dacă să ne intrăm prea mult, că nu e o prezentare blogway și... Dar poți să faci, să știi, da. Poți să zici. Da, nu, dar nu, eu nu sunt omul de pe vânzări, eu doar community manager. Ok. Ok, deci diferența nu este, nu a fost gândit acest produs ca să fie neapărat mai ieftin, nu am făcut o analiză de piață din punctul ăsta de vedere, acest produs a fost gândit așa. Mulți oameni vreau să-și facă blog, printre care și eu. Bine, mi-am făcut înainte să apară blogul, dar ideea e că am pierdut câteva luni, sau am investit câteva luni, ca să-mi dau seama cum se instalează ceva, adică practic cum downloadez eu, cum pun eu pe server, cum dezarchivez pe server, cum instalez și cum configurez plugin-ul și tot felul de lucruri de genul ăsta. Sunt oameni care pur și simplu vor să-și cumpere un domeniu și să aibă direct pe el și să poată să scrie. La fel cum e pe WordPress.com. Da? Deci, practic, pe WordPress.com nu-ți mai bagi capul sau pe Blogspot cu ce plugin-uri să am, cu ce nebunii. Nu. Deci, practic, avantajul nu vine din preț, nu pentru că n-ar fi sau așa, ci pentru că pur și simplu noi n-am făcut o analiză și nu ăsta este un criteriu important pentru noi, ci pur și simplu că vine din altă parte. Ușurința de a avea un blog în momentul în care vrei. Fără să trebuiască să te sperii că, aoleu, eu cum fac chestia asta tehnic. 4,5 euro pe lună sau 2 milioane pe an. Da. Ok. Și în momentul în care nu mai plătești,
Domeniul se întoarce la registrare, la RNC. Da, mă, e ca aici care faci... Nu, e cu închiriere pe un an. Este by default la un an, după anul respectiv, na, se întoarce la ei și poți să-l cumperi direct de la RNC sau rămâne acolo și îl cumpără altcineva. Ok. Pentru cine o să aibă întrebări legate de vloguri sau așa, nu știu cărți de vizită pe aici, puteți să-mi trimiteți mail-uri, chestii de genul ăsta. Să ne întoarcem aici. Tot despre partea de cuvinte cheie. Nu știu dacă mai sunt valabile aceste procente. E ok să mă ascultați și voi? Nu știu cum vă cheamă. Dacă e ceva ce mi se pare că eu vorbesc în plus sau așa, eu n-am absolut nicio problemă să, nu știu, mergi în stânga afară, să vorbiți, să fumați o țigară sau chestii de genul ăsta. Dar ideea este că în momentul în care cineva vorbește, te deranjează și pe alții, nu pe mine. Pe alții. Care poate vor să audă. Da? Deci ăsta e principiul de bază, așa poate vi se pare ricit sau chestii de genul ăsta, dar asta este, așa sunt. Mă înțelegeți? Deci n-am ce să fac. Așa. Am ce să fac, dar aleg să nu fac. Bun. Ei zic aici keyword density in body text. Da, deci, astea, atât ar putea să reprezintă aproximativ optim. Asta este o chestie din 2006, by the way, da? Deci, poate între timp, astea sunt total duse. Am pus link-ul, v-am zis, pe prezentare, care știu că e primit și așa. Da, deci, din cuvintele cheie, să nu fie plin, practic, un post, un articol, doar cuvintele cheie. Că atunci, practic, sunt prea multe cuvinte cheie. Și am mai pus chestia asta. Da? Keyword stuffing. Iar, da? Să nu fie aglomerat de prea multe cuvinte cheie, pentru că după aia care mai sunt cuvintele cheie, dacă avem atât de multe cuvinte cheie. Deci, practic, toate cuvintele pe care le avem pe site devin cuvinte cheie. Dar doar anumite cuvinte sunt relevante pentru noi. Da? Cum era mai devreme, dacă suntem, nu știu, live coaching sau suntem asigurări, macaroanele, da. Da, poate ne place să vină și câțiva oameni care vin pe site-ul nostru pentru macaroane, dar o să iasă în secunda următoare. Pentru că o să vadă că nu găsesc rețetă, nu găsesc nicio firmă de macaroane sau nu găsesc nimic de genul ăsta relevant, da? Care, nu zic, da, deci nu zic că nu sunt bune. Again, faptul că cineva a venit pe site și asta este un procentaj foarte, foarte mic important pentru că a adus un vizitator. Care a generat ceva pentru noi. Deci, again, este important. Dar vorbim despre relevanța pe cuvinte cheie. Asta este un exemplu, mă bucur că i-am dat copy-paste din browser, dar tot avem net aici, se poate vedea. Sunt niște taguri care au și niște nume, unde este cuvântul cheie, dacă e prezent în tagurile astea, este mai important puțin decât dacă nu este prezent în tagurile astea. Da, deci, cum spuneam, fiecare lucru contează... Keyword care keyword? Keyword. A, te referi la astea. Da, la astea. Am înțeles. Da. Ok. Thank you. Păi că putem să facem în dezbatere pe tema asta, pentru că... Ăla e unul de șase care nu mai e valabil. Ok, good. Cum spuneam, deci exact asta e așteptarea mea de la voi. În momentul în care greșesc cu ceva, să-mi spuneți. Deci, mulțumesc. Really. Bun. Asta poate chiar trebuie să le scoatem din prezentare înainte să o puneți online. Dar nu mai contează, dacă nu poți să le lași acolo. Nu te mai ajută. Am înțeles. Ok. Dar poți să mai măstră foc să le pun, nu? Da. Bun. Astea două mai contează, da? Da. Ok. Și mai este un H3, la care nu l-aveam eu în... H3 contează și el? Ah, ok. Cool. Da, deci aici ați reținut, da? Ce zic oamenii care știu? Aici este cel mai important. Ideea este că cam așa arată pagina pentru Google, da? Deci cam asta era și o idee. Și este important ca informațiile să fie bine structurate, să fie prezente în tagurile astea. Poate de aia, de exemplu, între a face la un moment dat un site care nu e de complexitate foarte mare, WordPress sau Joomla sau Drupal sau alte exemple care s-au mai dat pe aici, poate să fie o alternativă viabilă. Pentru că nu trebuie să mai bați capul în momentul în care faci site-ul ăla, să respecti toate chestiile astea. Cele vin cumva by default. Da. Ok. Ele cred că erau, da, nu le-am mai luat copy-paste aici, dar erau prezente aici, adică... Așa... Link-urile,
S-a tot discutat, da, despre link-uri externe, despre ancore, despre chestia asta, nu știu ce să vă zic, ignorați.21. Adică știu ce să vă zic, ignorați.21, că nu știu să vă zic despre el. Dacă link-ul a fost, dacă a fost păstrat pentru o perioadă de timp, asta este ăla. Link stability over time? Cât timp a stat link-ul? De exemplu, dacă faci link, dacă faci link building și iei 3 link-uri pe 3 ani de zile, da? Da. Cu un site în urmă, faci un advertorial cu un site și zici, pune link-ul cam pe ăsta în contextul ăsta, da? Și îl contactezi, lasă-mi acolo 3 ani de zile. Minim 3 ani de zile. Adică, deci cu cât stă mai mult un link undeva, cu atât este mai valoros. Asta crește în valoare. Ok, exact. Da. Bun. Perfect. Mulțumesc. Așa, eu cred că o să învăț mai mult decât voi, îmi pare rău, îmi cer scuze, dar asta este, eu sunt ca un bureță. Title-ul ăsta nu contează nici el, da? No, 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 no. Ăsta. Nu, 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 adică asta de aici, lumea este UPVC, da? Da. Și contează link-ul. Și dacă eu aici scriam macaroane și spuneam către voi, era mai puțin relevant? Da, era mai puțin relevant. Păi, de ce asta vă întreb acum? Pentru ei, uite-l cu mine acum. Și vă dau așa, ca să zic și eu o chestie cu title-ul, poți să-l folosești ca să-i mai furnizezi user-ului puține informații despre link-ul respectiv. Deci eu când mă duc cu mouse-ul acolo, tu spui acolo... Da, exact, exact. Lumea SEO pe PC și tu pui acolo eveniment despre SEO organizat cu fiecare, nu știu ce, mai puține informații, că nu strigă, ca să-și facă și o părere despre ce o să găsească pe pagina respectivă. Deci la title poți să pun mai multe informații decât am pus pe anchor text. Da, da, da. E normal. Da, da, poți să nu pui... E conținutul... Na, bine, poți să pui și acolo. Nu, doar la mouse-over. Ajută mai mult ca usability. Ca usability ajută. A, ca usability, ok. Good. User. Așa. Deci ăsta este exemplu mai devreme, că întrebați, da, ce e Anchor-a, da? Deci ăsta este Anchor textul, da? Deci este efectiv textul din pagină, peste care eu pun un link. Da? Am pus un link aici și ăla este textul de acolo. Ăsta, așa cum ați auzit, este... Hai să facem o ușoară recapitulare. Recapitulare. Să vedem dacă s-a înțeles în zona respectivă. Nu, sunt sigur că sunt... tocmai de asta sunteți aici, pentru a înțelege mai multe și aia, ok, da? Deci, există anumite elemente, aceste taguri se află în partea de cod a paginii, da? Și acolo ele trebuie personalizate într-un anumit fel. Acum, se discută despre un link, aici este vorba despre link, care link-ul, acel cuvânt subliniat, este cuvântul anchor pe care l-am discutat mai devreme. Ok. Pe lângă acea anchor și acel link care duce către pagina X internă sau externă, nu e asta subiect, oricum deschidem target acolo cu anchor, în fine, se deschide noua pagină, titlu, este un alt element care poate fi adăugat acestui link. Elementul ăsta poate fi o descriere, da? A ceea ce urmează să găsească după ce dă click pe ăla. Dar acest element nu influențează din punct de vedere al optimizării pentru organele locale, dar ajută pentru usability, adică pentru experiența utilizatorului pe pagina respectivă. Asta este concluzia vis-a-vis de acest... Păi și title-ul, când îl vede? Când vede title-ul? Trece cu mouse-ul deasupra lui, Ok? N-are nicio. Deci asta este cu link. Dacă vrem să adăugăm informații suplimentare pentru link-ul ăsta, putem să o facem. Ok. Mulțumesc, Ionuț. Deci
sper că este mai clar pare în partea asta. Dacă, după ziua de azi plecați cu ce înseamnă effort și știți că vreau să scrie și așa, este foarte bine. Eu am înțeles acum un lucru plus. Și încă două în rând. Așa. Astea sunt liniuțele alea despre care vorbeam mai devreme, care apar între... Uite-o la mine, par ca unul ce-am văzut. Așa. Singura chestie pe care am văzut aseară prezentarea ta, care l-am primit mai întâi, mai... Azi dimineață, de vreme sau altceva. Da, asta e oricum, ai conservesc că... Nu, azi dimineață când le-am primit, erau că ai discutat acolo, în prima parte, și am vrut să mă uit la tine și tot când zici despre iPhone și despre URL-uri și despre trebuie să zic, okay? Așa. Ai pus, și am o problemă cu asta, cu cât este mai adâncă, o să vorbească Stian despre asta, dar cu cât este mai adâncă, cu atât e mai greu să ajungă la pagina respectivă. Astăzi, la arhitectura informației, și o să înțelegeți și voi ce am zis. Adică să, ar fi bine să lipsească partea aia de dată, an, lună... Adică să fii cât mai aproape de părinte. Am înțeles. Să fii cu child. Na, după aia, adică, îți dai seama, e greu să ajungi până la subdirector, adică scade din relevanță tot așa. Nivelul de profunzime al paginii. Asta e. Adică, deci, practic, aici, ca să, da, deci aici ar fi... Mai bine dacă am lipsit bucata asta, 11.6.2010, corect? Nu, nu, ca uzabilitate e mai ok să lași așa. Ca usability e mai ok să lași așa, dar la nivel de indexare e mai bine. Ok, deci aveți o decizie de luat, dacă vă interesează mai mult usability sau dacă vă interesează mai mult SEO. Și probabil în prezentarea următoare veți afla mai multe detalii despre acest. E foarte important. Ce? SEO nu e cel mai important la nivelul ăsta, deci e o decizie de luat. Pentru că e posibil ca, dacă pagina respectivă să nu vă genereze atât de multă plus valoare pe cât o coerență în comunicare către vizitatorul care e deja, către user. Deci trebuie să luați o decizie. Nu luați nu luați superficial această problemă. Chiar există o decizie între a scrie pentru utilizator, a scrie pentru motorul de căutare și pentru utilizator, și aici cât de înfine într-o parte sau în alta este răspunderea ta, pierzi într-o parte, câștigi în alta, la fel și zona de URL-uri, cât de mergi într-o parte sau în cealaltă. Dacă scrii URL-ul să fie mai bun pentru motorul de căutare sau mai bun pentru user. Deci păi chiar este o decizie. Cuvintele pe care le alegi acolo, în URL-ul respectiv, nu afectează conținutul la ceea ce scrii tu pe site. E vorba dacă să mai lași anul și luna în URL, asta e vorba. Da? Dacă mai lași în URL să pui că articolul scris în 2010, în luna a 6-a. Că e prea adânc. Da. Dar și dacă, spre exemplu, hotărăști să tai câteva cuvinte, dacă hotărăști să tai câteva cuvinte, asta nu afectează conținutul pe care l-ai tu pe pagina respectivă. Ideea e că găsești un articol în Google și dacă te uiți acolo poți să vezi că e din 2010 luna a 6 și știi că e un articol recent. De asta ajută utilizatorii. Că te cauți în Google rezultatul, știi că e de luna asta și ceva recent. Să nu fie din 2008, corect. Dacă e un articol cu caracter general, nu are rost să apară așa. Sau ai mai să ai de prezintă și chestii în general. Nu te interesează, dar am și eu o întrebare acolo. Deci dacă eu acolo nu le pun, da? Vezi că eu vreau să pun. Eu acolo nu le pun. Poți să le pui la urmă, în URL. Dacă știi să o faci din HTML, poți să le pui în URL. Mă, ce avansați! Nu, da, deci acum, sincer, dacă eu le-am le pun acolo, de exemplu, asta înseamnă că în momentul în care Google îmi indexează pagina și mi-apare la un dat în search, el nu-și dă seama de data la care a fost scris articolul, dacă el este URL? Da, da, exact. Eu nu pun ăstea acolo, dar în momentul în care mi-apar rezultatele, îmi scrie data. Că sunt articole la care îți scrie data. Da, chestia aia se face numai pentru URL, se face automat. Și el,
ce folosește pentru a determina data respectivă. E independent. Nu e data indexării, nu. La forumul se uită la... Deci la forum scrie, a fost postat miercuri 27 ianuarie la data B, la ora nu știu care, da? Deci el preia din... citește text. La forum, dar la blogul nu e chestia asta. Zice că acolo articolul a scris cu 18 ore în urmă sau chestii de genul ăsta. Zice la nivel de ore, dar nu zice că articolul a fost la 16.45. La blogul nu face atunci, doar la forum. Și nu, a, nu, a, nu e la legătură cu indexarea, ci de datele pe care le-a citit. Ne mai întâlnim. Eu am senzația că am văzut posturi de blog care mi-apăreau în Google Search, la care mi-apărea o dată la el. Data era data care a fost ultima dată cumulată. Și era data respectivă. Am văzut și eu așa, era ținută. Ah, poate era scris. Da, poate era da, deci o să mă documentez. Mai treptat, scrie data, eu mă referam la oră. Sunt, dacă te uiți, la, for, la forumul îi zice... Ok, și hai să nu intrăm în detaliu ăsta atât de mult. Mai sigur. Aici era? Da, deci, mă rog, s-a discutat de partea de date. Până aici, pentru că e subdomeniul www.blog. Blogul e un blog care, mă rog, se pare foarte lung. Odată, tu ai încercat vreodată să fie un blog, e cum vreo să treci blog. Pentru că și aici apare altă discuție. Da, interesant discuția cum aia. Am făcut-o odată cu Olivian. Exact. Deci, eu, din propria mea experiență, e subdomeniu. Pentru că subdomeniul e tratat ca un set separat. Iar, tot cu o întrebare, blogul e cum blog. Deci, așa, eu ca neinițiat. Mă gândesc că faptul că ești totuși pe WordPress, poți să tragi o parte din beneficiile faptului că ești pe un domeniu cu, cum să spun, page authority mai mare. Produsul ăsta, Blockway, e un produs discretător și mai mult decât atât. Are o listă de beneficii. Eu vreau să discut exact pe respectivă caz. Deci, unu, dacă e bine blog domeniu sau domeniu slash blog și doi, dacă e totuși bine să ții tu blogul tău sau e totuși ca SEO e bine să ai WordPress. Deci la prima, cum e? Deci la prima este practic faptul că te duci în subdomeniu decât să ai slash. Deci alternativa este să avem blogui.ro slash blog. Hai că stai un răspuns mai. Depinde cât de des. Dacă tu scrii 10 articole pe zi, trebuie să lași așa. Dacă tu scrii 10 articole pe zi, ok, să lași așa, pentru că în ziua de 6, în 11 a 6, ai 10 articole și ok, zici creditatorii. Nu, acum vorbeam de altceva, vorbeam de subdomeniu. Vorbeam de dacă este blog, un blog e cum ăsta, dacă este blog, e cum ăsta, ești blog. Nu vorbeam de fapt. Da, e foarte interesant. Ok, deci hai să vorbim de chestia asta, da? Deci dacă tot am intrat în capitolul ăsta, poate mai mult o să aveți, nu știu, bloguri de companie, da? Sau ai bloguri de produse. Ai primit răspuns până la lucru, și eu am un lag acum. Păi nu l-am primit. Ok. Olivian, de ce lăsăm microfonul? Eu doar ziceam de ce discutăm despre asta, dacă poate nu vi se pare important că discutăm despre chestia asta. Este important pentru că poate la un moment dat aveți bloguri de companie sau bloguri de campanii sau bloguri de produse și există site-ul, să zicem, nu știu, organizația.ro și vreți să aveți și blog. Și atunci e bine să știți cum să faceți blog.organizația.ro sau organizația.ro slash blog. Deci de asta vorbim despre acest mic aspect acum. Și acum să ni se spună cum e mai bine. Deci, când site-ul meu e organizația.ro, să zicem, da? Și asta e opțiune. Organizația.ro bară blog, blog.organizația.ro sau blogul organizația.ro sau organizația blog sau ceva genul ăsta, sau numerele separate. Deci, odată e subfolder, odată e subdomeniu și odată e micro-site. Optim e, dacă te interesează SEO, e să ai www.organizația.ro bară blog. Atunci beneficiezi de toate link-urile pe care le strânge Wikipedia. Wikipedia face chestia asta foarte bine. E wikipedia.org și are toate link-urile vin în continuare, da? Și dacă, dacă cineva, dacă Wikipedia face o pagină, nu e foarte bine în top, pur și simplu pentru că are wikipedia.org bară numele articolului. Dar Wikipedia face și subdomenii. Și dacă uitați, Wikipedia are rom.wikipedia.org, n.wikipedia.org și nu știu ce. Dacă vă faceți subdomenii, astea sunt votate ca site-uri total diferite. Deci,
Wikipedia, de ce și-a făcut n.wikipedia.org, ro.wikipedia.org, t.e.wikipedia.org și toate astea mai departe? Pentru că atunci când cauți la Google... într-o limbă, într-o anumită limbă... Nu, stai, cu zi-mi o vedetă. Domeni. Ziceți-mi o vedetă. Olivian Vredea. Deci, SEO-MOS. Când cauți la Google SEO-MOS. Primești și rezultatul în engleză, primești și rezultatul în română, dacă există, pentru că Google le consideră n.wikipedia.org și ro.wikipedia.org, le consideră site-uri diferite. Deci de asta poate fi avantajos să ai subdomenii, dacă ești Wikipedia, nu prea spasă, poți să ai Wikipedia în nu știu câte limbi, pentru că ei au pus în scrântar și poți să ajungă cu două rezultate în top. Dar dacă nu ești Wikipedia și ești un site de companie, nu mai bine să ai www.site-ul tău bară blog pentru a beneficia de toate link-urile pe care le are asociația. Bun. Decât să faci... Decât să faci blogul blogway.ro, mai bine să faci blogul blogway.ro sau blogul meu.ro, să faci un microsite, măcar ai site-ul tău propriu, deci oricum cum e acum, fără nicio intenție de... nu este cea mai indicată metodă pentru a strânge link-uri, ci și pentru utilizator e complicat să ții www.blog.blogway.ro. Nu o punct, nu știu ce e complicat. Dacă scrii blogul blogului cu ro, e mai ok. Dacă scrii blogul cu ro, bară un blog, asta e varianta. Mulțumesc frumos! Ok, deci practic ați înțeles de ce paranteza asta, da? Acum mai era o întrebare, mai era a doua întrebare legată de WordPress, nu? Dacă beneficiezi de faptul că ești pe WordPress sau dacă îți faci tu domeniul tău? Păi era, eu ce... Ce țin minte că mai era dincolo de ceea ce poate îți oferă la început WordPress sau așa, știu că era un lucru important și domeniul, adică domeniul tău și mai este important și localization-ul, dacă nu mă înșel. Acum pot să-mi zic oamenii care sunt pe Google, da? Deci dacă am un WordPress.com și o scriu în română și sunt din România, WordPress.com fiind în stat și așa, este mai bine, și asta am înțeles eu și acum stau să loc liber intervențiilor, este mai bine să fiu cu un domeniu cu un rost sau ceva de genul ăsta. Nu, dar poți să pui la mine. Poți? Pe WordPress, nu știu dacă poți să stabilești la meta tag localizarea. Dar, în general, dacă scrii tu sursa, poți să scrii localizarea. Există un tag pe care îl adaugi? Asta e bună. E vorba că WordPress e localizat la poziție în state. Să zic că ții cu un ro, postezi tot în state, nu e relevant. Nu postezi în state. De exemplu, poți să zici, dar aici sunt atât. Și domain name, deci contează extensia. Întrebarea nu e bazat după dacă e numele domeniului sau se faci pe WordPress.com. Da. Asta e la. Mai bine pe domeniu, nu? Este mai bine și pentru extensia pe care, adică extensia și ea contează. Puțin mai devreme tu mai spuneai că dacă ții ai posibilitatea să personalizezi mai bine, pentru început, eu asta am întrebat. Dacă tu te apuci de jobul ăsta de hai să faci blog, cum e mai bine să investezi niște bani și după aia să rămân sau încep cu WordPress și după aia dacă văd cum e trebuie fapt, mă duc. Păi, din punct de vedere SEO, este mult mai bine să începi pe tot, că practic îl construiești de la început. După aia ajungi să ai și conținut duplicitat, dacă vrei să-ți migrezi și lucruri de genul ăsta. Eu de ce am văzut dashboard, sugerează niște bloguri. Vezi ultimele postate de 24 de ore sau cele care au o căutare foarte mare. Și mă gândeam că și asta poate să generează trafic, pentru că WordPress se indexează într-un fel mult mai bine între ele. Și poate dacă apar să zic că ajungi să ai rezultate mai bune. Multe dintre ele, dacă te-ai atentat, sunt de-astea .com, adică sunt ele, sunt ei autori internaționali. Adică nu știu câți blogger români primești un dashboard, dacă ești pe WordPress.com. Eu am văzut pe WordPress. Erau români, într-adevăr, dar deci, pe WordPress și în general, nu știu, blogger român. Dar, și scria în română sau în engleză? Român. Ok, da, nu știu. Deci un dashboard, eu asta ne-și întreb, pentru că eu... Da, o să vedeți la sfârșit, ce pot să vă zic așa, este vai că nu prea să nu intru în detalii foarte de astea tehnice și așa. Da, și trebuie să mergi mai departe.
Eu am văzut că este un criteriu. Deci, practic, extensia pe care adaugi la domeniu și asta contează vis-a-vis de ceea ce țara din care scrii sau limba în care scrii și așa. Domeniul iar se regăsească, se regăsește într-adevăr și pe WordPress. Adică dacă spui, nu știu, blogui.wordpress.com, se regăsește la fel ca și blogui.ro. Nu știu, dacă vrea cineva să răspundă mai specific la asta, cum este mai avantajos sau... Sper că nu v-am confuzat eu prea mult pe voi. Acum sper că reușiți să filtrați.